Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit în studioul nostru la PS News. M-am gândit să structurăm interviul de astăzi pe patru paliere, să-i spunem așa, două pe zona politică și două care cu siguranță vor face mai multă plăcere, ținând în mod clar de domeniul dumneavoastră și de ministerul pe care îl conduceți în momentul de față. Acum, politicul totuși ne conduce viața. Săptămâna trecută am văzut o declarație, zic eu, surprinzătoare a domnului Liviu Dragnea, care s-a scuzat în fața colegilor noștri jurnaliști, spunând că este puțin răcit, după care a continuat: dacă am fi avut un ministru al sănătății atât de bun, nu am fi fost loviți de viroză. Ce a vrut să spună? Există o tensiune între dumneavoastră și domnul Dragnea? Nu, nici de cum nu. Eu cu domnul Dragnea colaborez de foarte multă vreme, încă de pe vremea organizației de tineret. Deci nu e vorba nici de vreo tensiune și nici de vreo atitudine mai, cum să zic, mai critică neapărat la adresa mea. A fost pur și simplu o glumă spusă într-un cadru nu neapărat mai lejer. Erau o adunare cu membrii noștri de partid și o atmosferă mai destinsă. Și până la urmă, eu cred că în atâta patimă politică care e acum, cred că și uneori glumele ar trebui să mai destindă atmosfera. Deci nu, nici nu m-am supărat, mai ales că eram de față și chiar am înțeles-o ca atare și cred că și domnia sa va confirma acest lucru. Dar una peste alta, revenind la fundul întrebării dumneavoastră, și relația, dar și colaborarea dintre mine și domnul Dragnea este una cât se poate de normală și cred eu că a fost și cu rezultate bune Dar, până acum. având în vedere contextul actual, cum ați defini, să spunem așa, relația dintre PSD și guvernul Ponta? Există miniștri care ar trebui să-și revizuiască atitudinea sau poate au pierdut într-un fel sau altul sprijinul PSD-ului? Dumneavoastră, ca ministru, vedeți o posibilitate din a pierde sprijinul partidului din care faceți parte pentru minister? Bun, fiecare ministru bănuiesc și cred că e normal să fie evaluat după performanța de la ministerul pe care îl conduce. Eu cred că relaționarea între guvern și partid este foarte bună în momentul de față și continui să cred că va exista o susținere a guvernării Ponta până la finalul mandatului, adică undeva în 2016, spre finalul 2016, după alegerile parlamentare. Iar relaționarea între PSD și propriul guvern nici nu are cum să fie altfel, deoarece tot ceea ce este în programul de guvernare și tot ceea ce ați văzut că pune în practică guvernul Ponta, prin fiecare minister în parte, este practic ceea ce a votat și a promovat partidul în campania electorală din 2012. Deci noi nu facem nimic altceva decât ceea ce ne-am angajat în fața oamenilor care ne-au votat și, bineînțeles, chiar și cei care nu ne-au votat până la urmă au totuși aceleași așteptări. Deci ne-am angajat că reparăm ceea ce s-a stricat în perioada guvernării Boc și ați văzut că lucrurile au revenit la normal. Ba, cred că dacă ar fi să definim guvernul Ponta, cred că am putea să o spunem foarte concret la modul este guvernul care a dat, nu care a luat de la alții cum erau predecesorii. Deci este un guvern care a dus România pe creștere economică, măsuri pozitive și în toate domeniile, inclusiv în sănătate, că de asta pot vorbi eu mai mult. Deci, ca să revin la planul politic, partidul va avea în continuare, cred, aceeași relație bună și susținere față de guvern. Dacă am rămâne tot în bucătăria PSD-ului, să zic Da. așa, în interiorul partidului puteți să ne dați încă unul, două nume de oameni, nu concurenție noastră, dar cel puțin apți și specialiști pe domeniul acesta al sănătății, care ar putea, într-un context sau Da. altul, să conducă un minister? Da, în fiecare parte sau într-un partid atât de mare cum e PSD, întotdeauna se găsesc mai mulți oameni pe un domeniu și mulți oameni foarte buni. Și aici, uite, vine un nume, Florin Popa. Da?
reputat chirurg, rector al Profesor. Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Deci este unul din numele care întotdeauna cred că ar putea fi, nu știu, ministru al sănătății, expertul nostru pe politici de sănătate. Deci există multe alte variante. Am înțeles. Aș merge acum un pic în zona aceasta penalului, că Ba, e. la un moment dat, să știți că se vorbea foarte mult că multe dintre numele mari din medicină erau foarte apropiate de PSD. E adevărat, Dar era o perioadă în nu, care și se spunea. au fost miniștri reprezentativi în sensul ăsta. Bartoș, aduceți-vă aminte, Beuran, Da. da? Bazac chiar și a fost un ministru. Ok, Acum, bun. ca să intrăm un pic și în zona Da. asta penalului, că e la modă, să Vă rog. spunem așa, au fost voci în cadrul PSD-ului care spun că toate ultimele acțiuni ale DNA-ului, să spunem, vizează cu preponderență PSD-ul și mai puțin alte zone politice. Dumneavoastră împărtășiți această convingere? Credeți că, în mod special, PSD-ul a fost mai lovit și mai urmărit din punctul ăsta de vedere față de alții Nu actori? neapărat. Eu nu am avut această constatare, ba din contră. Cred că nu. Sau cel puțin din ce am văzut Nu, n-am spus că dumneavoastră, dar mă în... refeream la faptul că au Da. existat voci la nivelul PSD-ului care au Nu, acuzat fiecare poate chestiuni comenta de genul. potrivit propriilor observații. La mine nici nu a existat o preocupare neapărat pentru a face o astfel de statistică, dar din ce am văzut în ultima vreme, nu cred că a fost curățată vreo formațiune politică sau. Deci nu văd de ce. Ba chiar și independenții, ca să ne Da, raportăm deci la. nu. Și N-aș apropo de considera asta neapărat independenți, o acțiune, nu știu, de prioritizare cum sau. vedeți aventura cu ghilimele a primarului Capitalei Sorin Oprescu? Așa ca un actor din exterior, momentul acesta al flagrantului sau al neflagrantului, arestarea în sine și cum vedeți până la Nu urmă bucura. Bucureștiul ca și bucureștean, cum îl vedeți, cum vi se pare că arată în momentul de față după anii de mandat Și al lui Oprescu? Bucureștiul ca și România ar putea să arate mult mai bine față de cât arată. Deci nu o să neg lucrul acesta. Despre Sorin Oprescu, nu aș vrea să vorbesc, nu știu, la modul critic acum. Omul se află într-o perioadă dificilă. Nu știu, să-l ajute Dumnezeu să poată să-și dovedească nevinovăția. Chiar eu nu mă bucur niciodată de răul nimănui, indiferent că mi-e prieten sau că mi-e adversar politic pe o anumită perioadă. Deci nu aș vrea să comentez partea asta cu. Să sperăm că are, sau că are posibilitatea, va avea cu siguranță posibilitatea ca în instanță să-și demonstreze nevinovăția. Dacă va reuși lucrul acesta, vă dați seama. Toată lumea își va reconsidera poziția față de domnia sa. Revenind strict la primăria pe care a condus-o, vă dați seama, și în actualul context, deci cel al acuzațiilor care se aduc, normal că îți regândești părerea, deci îți redefinești părerea. Dar făcând o comparație cu ceilalți primari, cred că avem multe exemple mult mai defavorabile și defavorabile pentru București și pentru bucureșteni între predecesorii domnului Deci Oprescu. îți dau o notă de trecere, să zic așa, de la 1 la 10 V-am pentru zis, fapt. e dificil acum de vorbit, la cald, când toți suntem sub impresia ultimelor evenimente. De aceea aș prefera să vorbesc un pic mai încolo la rece, când putem face o analiză foarte obiectivă și a mandatelor. Domnul Oprescu nu e al doilea mandat. Da. Nu? Și a faptelor. Ca să rămânem totuși în Da. povestea asta capitalei, ce face PSD-ul? A pierdut capitala în urmă cu mulți ani, cred că s-a și uitat ultimul primar al PSD-ului. Are un candidat, Nu, n-a va avut. susține ideea aceasta cu Popescu Piedone, lansată de UNPR în momentul de față? Va fi dificil totuși să vă încolonați în spatele unui candidat al altui partid, chiar dacă el face parte dintr-o Domnul Bucura, coaliție. eu cred că PSD-ul, ca partid important, pentru că este și cel puțin sondajele, dar și istoria, nu numai recentă, ci și istoria ultimelor alegeri, da? Confirmă PSD-ul ca unul din partidele de top din România, cel mai important partid din România, am putea spune, da?
Eu nu cred că PSD-ul își poate permite să nu pună un candidat la primăria Capitalei. Deci, automat, PSD-ul, sunt convins, că va avea propriul candidat, deci nu va fi vorba de, nu știu, alte tipuri de soluții, ci de un candidat propriu. Bun, asta spuneau și sondajele care vizau electoratul PSD-ului. Aproape jumătate care, din electoratul PSD-ului care dorește un candidat. Dorește un candidat și mai mult că dorește, sugerau acei respondenți faptul că ar fi bine chiar PSD-ul să susțină candidatura viitoare a lui Sorin Oprescu. Nu știu dacă va mai fi cazul, personal cred că va fi greu. Dar se poate găsi totuși un candidat în interiorul PSD-ului care să preia această simpatie și această... Poate găsi un candidat acceptat și care ulterior să fie susținut de toți membrii PSD. Nu se poate să nu găsești într-un astfel de partid atât de mare, cum vorbeam noi acum câteva minute, un candidat care să aibă șanse reale, mă refer, să se bată cu șanse de primă mână pentru a ocupa. De primar. La sectorul 4, la organizația pe care ați condus-o, ce se mai întâmplă? Care sunt lucrurile acolo? La sectorul 4, bun, ce să zic, eu fiind foarte ocupat cu ministerul, nu am timp neapărat de organizație. Adică prefer să fac bine treaba la locul unde tot partidul m-a investit cu încredere, la minister. Și acolo lucrurile sunt de discutat, pentru că și la sectorul 4, ca și la capitală, trebuie să avem un candidat de primărie, automat. Și PSD-ul bănuiesc că va avea o astfel de variantă. În cazul în care Popescu Piedone nu va pleca la capitală, cred că sunteți conștient că va fi o nucă grea de bătut, da, pentru orice candidat față. Cristian Popescu Piedone, da, e un adversar redutabil. Pot să admit chestia asta, mai ales că îl și cunosc și avem, da, o experiență comună. V-ați ocupat o perioadă de organizație. Da. Există, poate dacă ne-l puteți spune, ar fi și ideal. Există unul sau măcar mai multe nume care să poată să vină într-o confruntare cu Popescu Piedone dacă el rămâne la sectorul 4? E dificil de spus în momentul ăsta. Știți de ce e dificil? Pentru că, într-adevăr, adversarul este redutabil. Și nu m-aș hazarda să arunc în discuție niște potențial candidați până când ei nu sunt validați oarecum nici în structura de partid, dar mai ales validați în primul rând de cunoașterea publică. Știți că era un politician, nu știu dacă mare sau mare, că a fost președintele României, care spunea de proba stâlpului. Dacă te duci într-o mulțime și nu se oprește nimeni pe lângă tine, toți trec pe lângă tine ca pe lângă un stâlp, ai o problemă ca politician. E, și aici, și la sectorul 4, evident că se aplică chestia asta, mai ales având în vedere că ai un adversar redutabil. De aceea, PSD-ul clar trebuie să-și caute și să-și găsească un candidat care să poată face față inclusiv lui Piedone. Mergeți cumva și pe teoria aia, iepurașului scos din joben pe ultima 100 de metri, pentru că dacă îl scoți de vreme, risc să-l expui și să se consume sau chiar să aibă probleme. Eu nu sunt adeptul în general al acestei teorii în politică, pentru că eu cred că oamenii trebuie să voteze în general în cunoștință de cauză. Și cu cât cunosc mai bine candidatul și propunerile pe care le are candidatul, cu atâta sunt șansele mai mari de a atrage de partea ta. Deci nu sunt adeptul acelei teorii a iepurașului, cum îi ziceți dumneavoastră, în România, deoarece românii nu se hotărăsc pe ultima 100 de metri cu cine votează. Oamenii își prioritizează opțiunile electorale încă mult dinainte de campania electorală. Dacă ați văzut. E adevărat, la prezidențiale, într-adevăr, se schimbă lucrurile pe ultima 100 de metri, dar doar la prezidențiale. Și deși și acolo, grosul electoratului rămâne favorabil candidatului pe care l-a ales înainte de turul de scrutin. Aș mai întoarce un pic așa rapid, da, și la relația cu Victor Ponta și la dumneavoastră. La ultima ședință de guvern, o replică, m-am acuzat că vorbesc prea tehnic. Da, dar prea tehnic, cu hepatita C, a fost un pic o replică. Este Nu. Acolo a fost și un pic preluat din context. Nu, e...
Noi trebuie să preluăm că doar atât corect, vedem din corect, ședințele corect. Aia de guvern, nu, începutul, nu, nu, nu vedem doar și toate ședințele. Nu, nu, nu. Da. Într-adevăr, la mine, fiind și un o persoană tehnică, fiind medic, fiind așa, există și tentația de a veni în fața publicului și a da explicații mai mult de natură tehnică. Și premierul tocmai asta îmi spunea, să le spun oamenilor cât mai ușor ca să înțeleagă. Deci era vorba de tratamentul pe care noi îl dăm pentru ciroză și hepatita C în momentul de față și era una din veștile foarte bune și așteptată de români de mult timp. De vreo 8 ani se așteaptă un tratament miraculos în sensul acesta. Era vorba de această situație. Nu, relația mea cu Victor Ponta este foarte bună. Și acum, și drept dovadă, cam tot ceea ce s-a realizat în sănătate nu ar fi fost posibil fără contribuția lui Victor Ponta și fără ajutorul lui. Că altfel, inițiativa a fost multă de-a lungul vremurilor și de-a lungul miniștrilor, lanțului de miniștri al sănătății, care e destul de lung. Și ați văzut că rezultatele au fost foarte puține în domeniu. Deci multe îi se datorează. Relația noastră cu Victor Ponta, bună, este stabilă, bună, tot da, în regulă. Cât de stabilă mai este însă poziția lui Victor Ponta la guvern? Se tot vorbesc de scenarii, o retragere, poate o variantă a unui guvern UNPR-PNL, o altă variantă ar fi varianta ca UNPR-ul să dea un premier și PSD-ul să rămână la guvernare. Ca să le analizăm un pic pe scurt. Le analizăm pe toate pe scurt. Eu cred aici că în primul rând trebuie să ținem cont și de ce spunea Gabriel Oprea și l-am văzut chiar aseară la o emisiune. Că nu-și dorește în mod expres să... Că nu-și dorește în mod expres și că are o înțelegere politică cu Victor Ponta parafată prin cuvântul domniei sale și ați văzut că dânsul este un om care încearcă să rămână în limitele înțelegerilor pe care le face. Deci din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare și o opțiune corectă și normală. Asta înseamnă că nu poate fi vorba, cel puțin acum, în momentul de față, dar nici pe viitor nu văd vreun pericol de instabilitate al guvernului. Deci, ca și concluzie, consider poziția lui Victor Ponta stabilă. Din punct de vedere al majorității. Din punct de vedere al majorității. Pentru că Victor Ponta mai este amenințat ca și poziție și de partea penală a problemelor sale. Bun, aceea e o chestiune pe care, bun, de care se ocupă domnia sa în particular. Și își rezolvă problemele, ați văzut, merge, are discuții cu autoritățile, cu competente, deci nu se derobează de această situație. Dar din punct de vedere politic, guvernul este stabil și șansele sunt foarte mari ca guvernul să reziste până la finalul mandatului, de fapt. Acum, vorbind strict la obiect și comparându-ne, nu știu, cu alte țări, să zicem, din Europa dintre vecinii noștri, cred că e normal ca un guvern să-și ducă tot proiectul la îndeplinire. Adică, nu știu ce câștig are România, cu cât schimbă guvernele mai rapid. Vin unii până când se instalează ceilalți, nu e majoritate, iarăși vin alegeri. Deci e o chestiune, abia atunci ar fi vorba de instabilitate. Ca și în domeniul pe care îl conduc. Da, eu sunt al 30 și nu știu câte la ministru al sănătății, în 25 de ani. Și toată lumea se întreabă, domnule, dar de ce n-a fost, domnule, o chestie de la cu cap, cu... Așa, păi uită-te asta, au fost 31 de păreri, cel puțin până în momentul de față. Complicat. Acum, repet, aș vrea să rămânem în domeniul ăsta al scenaritei. Există și posibilitatea, să spun unii, că Victor Ponta ar putea demisiona și că în locul lui, chiar dacă n-a spus-o direct nici măcar aseară, să vină Gabriel Oprea și să se păstreze aceeași majoritate. Cum vă vedeți, dacă veți primi propunerea să rămâneți în viitorul guvern condus de Gabriel Oprea prim-ministru? Tot ministrul sănătății. Iarăși, n-ai vrea să fac să merg pe acest drum al speculațiilor, pentru că nu e vorba de așa ceva, având în vedere că vorbim de două personaje, Victor Ponta și Gabriel Oprea, care nu numai că și-au promis susținere reciprocă, dar nu au nimic cu celălalt. Adică oamenii sunt într-o relație, nu știu, pe care am putea defini-o ca de armonie. Da? Colaborare, armonie și chiar solidaritate. Solidaritate și politică și umană. Atunci ar fi păcat ca să intrăm pe un
teritoriul din ăsta de speculații și scenarită. Și, vedeți, eu aici sunt pus să tratez bolnicele. Am înțeles. Deci atunci haideți să mergem, să mergem atunci pe zona care vă place cel mai mult, asta cu sănătatea. Și v-aș întreba, a venit gardul de sănătate, da, este pe piață. Există informații pe surse, personal le-am auzit, tot mai mulți manageri spun, de spitale spun că această chestiune cu cardul introdus a distrus din punct de vedere financiar activitatea lor în spitale, e foarte greu să mai încaseze, se merge greu în ceea ce privește recuperarea banilor. Noastră, ce informații aveți și cum tratați problema asta? Cardul de sănătate este obligatoriu de la 1 mai 2015. E adevărat că de la 1 mai au fost și anumite categorii care au fost acceptate și fără cardul de sănătate din motivele pe care le știți, și pentru că era normal să existe și o perioadă. Și a venit 1 septembrie, cum era iarăși normal, a anunțat, că vorbim de cardul de sănătate de 8 ani, cred că eram eu foarte tânăr pe vremea aia, așa, și iată-l înfăptuit. Și chiar mă mândresc că am reușit să fac eu și echipa mea lucrul acesta. Evident că fiind un sistem nou, în totalitate necunoscut până acum, în primul rând administratorilor de sistem, deci și casele de asigurări, și managerii de spitale, și pentru medici, și pentru pacienți, deci e o chestiune cu totul și cu totul nouă, evident că pune probleme sau pune probleme de schimbă paradigma. Da, pentru unii era dificil, domnule, trebuie să am cardul, trebuie să țin minte, să nu mai pierd, să nu... Da, aduceți-vă aminte când a apărut cardul bancar în România. La fel, era un tremur general. Până la urmă, lumea s-a convins că nu este în... A scăpat însă de problemele acelea cu fanaticii religioși, măcar trecuseră prin alții cu cardul de bancar, după aceea cu cardul din pașaport, dar dumneavoastră văd că n-a protestat nimeni. Nu, pentru că am discutat cu oamenii, am discutat cu toți. Chiar pot să spun că am avut sprijinul serios al foarte multora dintre oamenii biserici, care chiar ne-au ajutat și nu numai în domeniul cardului, și pe mai multe arii. Deci colaborarea a fost foarte bună. Și în general, când vorbești și explici argumentele, atunci oamenii se înțeleg mult mai ușor. Revenind, managerii de spitale nu au de ce să fie speriați de card. Și nici n-au fost. Dacă mă uit așa ca o analiză scurtă după primele luni, în spitale a mers cel mai bine cardul. Deci în spitale chiar problemele au fost cele mai puține. Atunci, la început, pe întâi, în jurul datei de 1 mai, ulterior sistemul s-a reglat și este funcțional. Au mai fost chestiuni de natură tehnică, dar au fost rezolvate în timp. Deci din punctul meu de vedere, dincolo de ordonarea sistemului, dincolo de faptul că știm în orice moment ce tratament se face, știm exact ce plătim și pentru ce plătim, ca să fie foarte clar, pentru sănătate este foarte util, pentru economie, deci pentru sănătatea noastră ca individ, pentru economia și buna gestionare a banilor din sistem este minunat acest card, pentru a regla sistemul pe ansamblu. Deci eu cred că măsura aceasta trebuie continuată, trebuie încurajată de acum încolo, de toată lumea, și cred că niciun guvern nu va veni, nu știu, după când voi pleca eu de la Ministerul Sănătății, să spună, domnule, scoatem cardul. Ar fi o mare eroare să ajungă la așa ceva. Da, ca să rămânem tot în zona asta banilor, ce se mai întâmplă cu legea salarizării și cum va asimila ea ordonanța cu guvernului legată de creșterea salariilor medicilor? Deci, bineînțeles, da. Bun, ordonanța pentru salariile medicilor și personalului medical a fost adoptată și va fi practic inclusă în legea salarizării. Doamna ministru Plumb a ținut cont și a primit de la noi toate propunerile din sistem. Deci propunerile, mă refer de la sindicate, asociații profesionale, normal că vom mai avea propuneri, normal că discutăm până când draftul va fi practic în formă, adus către forma finală. Și eu spun că legea salarizării unitare, în primul rând, va elimina și va repara acele inechități între categorii. La medici era o mare nedreptate pentru că poziționarea lor pe scara ierarhică era foarte, foarte nedreaptă. Și atunci, normal că legea nouă a salarizării
din punctul nostru de vedere al sistemului sanitar, trebuie să repare acest aspect. Și doamna Plumb a înțeles lucrul acesta și vreau să spun că lucrăm foarte bine pe cel puțin pe domeniul sănătății. Nu vorbesc de ce este la educație și în alte domenii, unde sunt discuțiile cu miniștrii de resort. Deci eu sunt optimist și sper ca draftul final să fie cât mai curând. Mă asigur, e mai mult o problemă a doamnei Plumb, dar pe de altă parte această repoziționare, cum îi spuneați, pe scară a medicilor nu atrage după sine riscul ca și alte categorii sociale care poate la fel sunt neprivilegiate din punct de vedere al salarizării să se revolte, să spune domnule, dacă s-a putut acolo, de ce nu se poate și la noi? Sau de ce nu se poate și mai mult la noi? Oricum, noi vorbim aici de creșteri salariale. Evident, nu vorbim dar și creșterea poate fi mai mare la unii și mai mică la alții. Bun, pe moment, important este că ținta noastră este aceea de a încerca să retribuim corect în funcție de munca pe care o prestează orice cetățean al României angajat la stat, pentru că noi vorbim de stat. Ulterior bănuiesc că și privatul va face la fel. Și atunci, principiul este de necontestat. Nu? Muncă mai multă se plătește mai mult. Ăsta va fi principiul legii salarizării unitare. Nu mi-aș face probleme din acest punct de vedere că, nu știu, s-ar supăra alții, că nu. Important este ca toți să fie tratați în funcție de efortul pe care îl depun, pregătirea, studiile, deci inputul valoric pe care îl aduc societății și nu cred că, și în primul rând, eliminate nedreptățile din 2010. Aia e. Pentru sistemul național de sănătate pe care dumneavoastră l-ați încercat, da, să-l creonați de când ați venit la minister, ați avut vreun model punctual al altor state? Vorbeam chiar înainte de a intra în emisiunea noastră despre Statele Unite, unde încasările sunt de 18% din PIB. Alocația bugetară. Alocația. La noi vorbim de sume ridicole comparativ cu așa ceva. Ați văzut la alții un model și ați vrut să-l aplicați? PIB-urile, e corect. Da, pentru mine, eu sunt un mare fan al sistemului american de sănătate. Îmi place foarte mult și am urmărit modul de dezvoltare al ultimilor ani și mai ales perioada după Obamacare. Obamacare care a fost, apropo, principala reformă propusă de actualul președinte american și foarte corectă, de stânga, apropo, da, reformă de stânga. Și dar ceea ce într-adevăr îmi place foarte tare acolo este modul individualizat de abordare al fiecărui pacient. Aici poate mai avem, adică sigur mai avem mult de lucru și noi în România, sunt și alte state europene care au multe de învățat de acolo. Iar atunci preluând multă din modelul american, preluăm multe și din modelul britanic. Iarăși, un model de sănătate care mie îmi place foarte mult și din care vreau să mă inspir. La fel, modelul francez și modelul german. De exemplu, pe partea de medicamente. Deci, pe partea de evaluare a medicamentelor, mergem foarte mult pe ceea ce ne recomandă Institutul NICE, Institutul HAS, și Institutul francez și Institutul german. Fiind în Europa, automat prioritățile și, în general, posibilitățile sunt mai și putem fi mai, cum să zic, mai eficienți dacă mergem pe cele trei variante. Deci, evaluare de medicamente, listă de medicamente compensate, delistări, apropo. Deci, noi, practic, tot ceea ce am făcut, am făcut în sensul de a armoniza și legislația cu ce se întâmplă în acele țări, în primul rând. Pentru că altfel România era într-un impas. Noi nu mai puteam introduce nimic pe lista de medicamente compensate. Deci era o nebunie. Aveam niște ghepuri de 7, 8, 10 ani. Deci un tratament nou intrat astăzi în Europa trebuia să aștepți 10 ani să intre în România. Ceea ce era o aberație. Lucrurile acestea au fost corectate, iar rezultatele au început să se vadă, pentru că deja noi avem mai multe medicamente care deja au intrat în lista de compensate. Unul dintre ele, ultimul, cel pentru hepatită, intră practic în primul val de țări din Europa, intră și în România. E prima oară când intrăm
noi înaintea multor state din Europa, intră un tratament la noi înaintea altor state din Europa și tot așa. Iarăși, sper să se continue lucrul acesta. Pe de altă parte, apropo de abordarea față de pacient, protocolul terapeutic. Normal că trebuie să ținem foarte mult cont de recomandările europene și e și bine așa. Au o experiență pe care nu cred că o putem contesta. Și la fel, iarăși, modelul american, v-am zis, care poate fi util totdeauna. Cum mai este cu colectarea banilor din sistem și cum mai este cu această, să-i spunem, împiedicarea sifonării banilor din sistem? Înțeleg că în ultima vreme vă ajută foarte mult DNA-ul, vă ajută foarte mult Și parchetul cardul. și cardul, Cardul. da. Când vom reuși să scăpăm de aceste rețele care căpușează într-un stil mafiot, cel puțin așa ne spun procurorii, spitalele din România și sistemul medical în Cam ansamblu? uitați-vă că începem încet, încet. În primul rând, eu le-aș recomanda tuturor să fie foarte atenți pentru că acum sunt sisteme, deci sunt anticorpii ai sistemului foarte serioși și concreți. Deci nu ca până acum. Și repet, cardul de sănătate e la baza acestui sistem informatic pe care îl avem noi în momentul de față. Da? Dosarul electronic al pacientului, la fel. Deci va fi foarte greu. Deci sistemul românesc va fi foarte greu de fraudat. De aceea, cei care mai au astfel de inițiative sunt, îi avertizez că sunt sortite eșecului din start. Pe de altă parte, aplicând proceduri și reglementări internaționale pe evaluări de medicamente, pe introducere de medicamente, pe prescriere de medicamente, și verificările sunt la fel de obiective. Deci ai iarăși anticorpii sistemului și de aceea iarăși rețele de care vorbeați dumneavoastră sunt destructurate de la sine. Unele dintre ele cu vechi probabil obiceiuri sunt destructurate și de procurori. Nu, sistemul tinde să se însănătoșească. Asta este așa, ca o primă concluzie a celor câte luni? 18 luni, 17 luni la Ministerul Sănătății. Cum Da. rămâne cu povestea, eu nu-i spun Dar se șpagă, poate vindeca, asta e important. cum rămâne cu povestea, repede, eu nu-i spun șpagă, dar recompensării unui medic de către pacient? A fost o inițiativă a premierului Ponta care a născut ceva discuții, legalizarea asta cu ghilimele a Este vorba, șpăgii. da, dar nu propagarea în mass media și cred că și confuzia semănată și de unii colegi ai mei de sistem. Deci e vorba de o modalitate de care îi permite medicului să presteze o muncă suplimentară, să-i spunem, dar pentru care va fi plătit suplimentar. Pacientul va putea plăti în baza unui barem, da, deci unui tarif existent la spital, Prezența medicului în spațiu de stat. contravaloarea acelei intervenții, da, chiar în spitalul public. Ceea ce medicului normal îi va aduce un onorariu fiscalizat. Asta este diferența. Deci abordarea este diferită. Deci nu legalizează nimeni șpaga, din contră. Nu va mai fi posibil să existe acest fenomen. Și asta cred că trebuie să înțeleagă toată lumea, de la Pentru oricine pacient nu va reprezenta o discriminare, nu vor fi unii care vor spune: nu, eu nu permit să plătesc până. medicul să vină după program în spitalul respectiv, chiar dacă de stat să se ocupe în mod special de mine. Vedeți, tocmai de aceea, e adevărat, e o abordare curajoasă, aș putea spune. Ne inspirăm aici și din ce au făcut colegii noștri francezi, la un moment Există, asta dat. vreau urma să vă întreb, există Există în țări multe unde se alte practică? state, multe alte state, i-au depășit acest stadiu pentru că deja ei sunt la pasul următor, adică au trecut la asigurări suplimentare sau asigurări private. În România, în momentul de față, nefiind definite acele servicii, în momentul ăsta toți suntem asigurați, nu? În baza contribuției pe care o avem oprită din salariu și plătită de angajator. Da? Deci toți suntem asigurați și toți beneficiem de servicii de asigurare, cei care plătim asigurări. E, în momentul în care apare această diferențiere, da, între servicii private în spitalul public și serviciile publice, automat pasul 2 va fi apariția asigurărilor private. Ceea ce vedeți, cred că oriunde în lume, nu? În lumea civilizată, mă refer. Da, este o modalitate
și de a regla sistemul, de a crește calitatea, de a putea plăti, de a putea de fapt să asiguri medicului și asistentei un venit serios și comparabil cu ce văd în alte țări, cu care normal se compară. Și repet, bani în plus la sănătate. Domnul ministru, ultimă întrebare. Să facem așa o simulare că mâine ar trebui să plecați de la minister, dintr-un motiv sau altul. Da. Care ar fi lucrul de care să spun așa sunteți cel mai mândru că l-ați realizat pe mandatul noastră și de pe partea cealaltă, care este cel pe care vi-l reproșați cel mai tare pe perioada aceluiași mandat? Sunt mai multe, dar nu știu, un top 3 așa. În momentul în care apuc să semnez studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale, pentru că am negociat fondurile pentru ele, deja sunt fondurile prinse, banii europeni. Asta e unul. A doua chestiune, că am dat drumul la lista de medicamente compensate, inclusiv medicamentul pentru hepatită C ciroză. Am reușit să pun la punct un program de chirurgie cardiacă pediatrică. Restul, programul de ATI, programul de infarct, sunt și de partea cealaltă, eșecul, să spunem așa, cel mai mare. Și salarizarea, pardon. Că am fost multe, ministrul care am reușit să măresc de 3 ori salariile. Să vedem cât de obiectiv să fiți la partea cealaltă. Ce vă reproșați cel mai tare? Că n-ați putea sau n-ați făcut? Da. Păi nu, îmi reproșesc că nu am reușit să fac mai mult pentru infrastructură. Pentru infrastructura de spital. E adevărat că foarte multe din spitale, deși lumea nu știe lucrul acesta, nu mai țin de Ministerul Sănătății, sunt către autoritățile locale. Și aici cred că și noi am greșit foarte mult în a comunica și a explica, poate și în relaționarea de multe ori cu autoritățile locale. Deci asta ar fi un reproș și trebuie îmbunătățită și lucrez la lucrul acesta. Și pe viitorul an aceste economii se vor regăsi foarte mult și în infrastructura de spital. Și era normal ca banii să ajungă acolo unde trebuie. Cum întrebați dumneavoastră ce se întâmplă cu acele drenări de... Da. Uite, trebuie să ajungă acolo. Deci asta ar fi o chestiune. A doua, că n-am reușit să măresc salariile cu atât de mult cu cât mi-aș fi dorit eu. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnul ministru. Vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc și oricând.